Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu! În filmulețul de astăzi vreau să vă spun care este remediul pentru buzele crăpate și uscate, deoarece știu că multe persoane se confruntă cu această problemă. În urmă cu un an jumătate, aproximativ 2 ani de zile, și eu am avut această problemă și încă o am dacă nu iau anumite măsuri. Ajunsesem să am buzele atât de crăpate și de uscate, încât la un moment dat aveam sânge între crăpături și nu mai știam ce să folosesc. Am încercat multe produse, diferite uleiuri am încercat, pentru că am auzit că sunt bune, dar de fapt la mine nu au funcționat, nu m-au ajutat în niciun fel. La fel am folosit diferite balsamuri pentru buze, care la fel spuneau că sunt bune și că ajută, dar nu m-au ajutat și trebuia să le folosesc non-stop tot timpul, ceea ce câteodată nu este posibil, cel puțin în cazul meu. Așa că la un moment dat am ajuns să folosesc lanolina, deoarece în perioada aceea îl alăptam pe Eric. El era foarte, foarte mic, avea o lună, maxim două luni, și eu foloseam lanolina la sâni, pentru sâni, deoarece știți că mămicile care alăptează sunt momente când au răni, iar lanolina practic protejează sânul. Am aici două tuburi, de fapt am mai multe, dar unul este jos și acestea două le-am sus. Am cumpărat lanolina dintr-un supermarket de la Raionul pentru mămici și bebeluși, unde se găsesc produse pentru mămici și bebeluși. Și de când am folosit-o, să știți că nu mai am probleme cu buzele, în sensul că nu le-am mai avut atât de crăpate deloc, absolut deloc, și nici atât de uscate. Și cum o folosesc eu? Eu o folosesc seara înainte de culcare. Pentru că acum este seară, m-am demachiat, mi-am aplicat cremele pentru noapte și ultima dată, înainte să mă bag în pat la somn, este să aplic și lanolina pe buze. Nu trebuie aplicată multă, decât puțină de tot, pentru că este foarte, foarte grasă. Și o aplic seara înainte de culcare, deoarece pe timpul nopții are timp să acționeze asupra buzelor, având în vedere că nu beau lichid de noaptea, nu beau apă, nu mă trezesc să beau apă, atunci de aceea și o aplic noaptea, pentru că nu există riscul să se șteargă de pe buze. Și am aici puțină lanolină, atâta vă trebuie, chiar mai puțin decât atât, nu aplicați foarte multă, pentru că este foarte grasă, după cum am spus, și efectiv o să aplic pe buze. La început s-ar putea să vi se pară mult prea grasă, dar cu timpul o să vă obișnuiți. Eu cu timpul m-am obișnuit și o las așa până dimineață, iar dimineață când mă trezesc, buzele mele sunt hidratate, sunt catifelate, sunt moi, nu mai sunt absolut deloc uscate și încerc seară de seară să aplic lanolina, deși nu reușesc mereu, deoarece am și nopți în care adorm odată cu copiii mei. Nu-mi dau seama când adorm de oboseală și atunci nu am cum să-mi aplic lanolina, sau de asemenea mai am parte de nopți în care uit să-mi aplic lanolina, mă iau cu alte lucruri și uit, dar în marea majoritate a timpului aplic seară de seară lanolina. Și să știți că este cel mai bun remediu, atât pentru buzele crăpate, cât și pentru buzele uscate. Merită să încercați să vedeți dacă funcționează și la voi. Am vrut să vă ofer pontul acesta, deoarece eu timp de mulți ani am avut această problemă până să găsesc acest produs, dar sper să vă ajute. Tocmai de aceea am vrut să împărtășesc cu voi acest pont. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup, noapte bună, pa, pa!